delir! CFR a jucat mai spectaculos, parcă, decât în perioada Dan Petrescu, dar nu a reușit să câștige, doar 1-1 pe propriul teren cu FC Botoșani. Începe așadar sezonul 2018-2019 în Liga 1 cu o mare surpriză, acest egal al campioanei. Cristian Saloș cu mine. Cristi, cum ți-a părut primul meci al lui Edi Ordănescu? Iată debutul campioanei În acest sezon. O coincidență crudă pentru CFR, tot 1-1 la debutul sezonului, tot în fața celor de la FC Botoșan, la fel ca în ediția trecută. De ce spun că a fost totuși uluitoare această asemănare? De această dată CFR a avut o posesie de peste 60%, iar din ce am văzut pe statistici, raportul șuturilor pe poartă a fost de 7-1 în favoarea CFR-ului. Deci, uite, un șut cadrat pentru Botoșani și o remiză, un punct de pe terenul campioanei, smuls de elevii lui Costel Enache, cei care au jucat mult mai bine în a doua parte, când au echilibrat jocul și pe acest fundal tactic, să spunem, e echitabil rezultatul. Dacă te uiți la câte ocazii a avut CFR-ul, e complet nemeritat. Absolut, foarte multe ratări. În final, mai ales, am văzut Țucudean, foarte multe ocazii ratate, și Omrani. Oricum, prima concluzie e că am văzut mai mult spectacol decât în epoca Dan Petrescu, dar iată că rezultatul e prost. Ne întoarcem în Gruia, prima reacție, Fiulop. Dar vă mulțumește în această seară la Cluj? Bună seara, în primul rând, da, ne mulțumește un punct. Am venit să nu pierdem meciul ăsta. Am jucat cu campioana României, cu jucători valoroși. A fost primul meci pentru ei. Ei au mai jucat un meci oficial. A fost foarte bine, am muncit. O primă repriză mai slabă, a doua repriză ne-am revenit, am marcat și am scos un punct și suntem bucuroși. Ai impresionat așa din primul meci, mai ales după schimbările de la Botoșani. Ți-ai consolidat așa puțin locul de titular cu reușita din seara asta? Nu neapărat, că fiecare meci vrea să joc cât mai mult și cât mai bine, să-mi ajute echipa. Am marcat gol, mulțumesc lui echipei primul rând și după aia mie. Ne bucurăm că am făcut un meci foarte bun cu o echipă foarte bună și am scos un punct la campioana României. Bucuros că ai marcat și trist că ai ratat acea ocazie care putea să vă aducă chiar 3 puncte astăzi? Da, puteam să marchez 2 goluri. Era extraordinar, da, e rău dacă marcam 2 goluri, dar asta este, nu a fost să fie. Mă bucur că am marcat un gol și am luat un punct de la CFR Cluj. Acum, dacă ați fost egal la campioanei, vă gândiți la o eventuală prezență în play-off măcar? Nu e cazul să ne gândim așa departe. Avem meciul cu Hermannstadt, cu Sibiu. Ne concentrăm pe meciul următor și vom vedea ce iese. Dar ce schimbări s-au făcut în această vară? Au venit 11 jucători noi. Crezi că se poate ajunge în play-off? Da, cu siguranță se poate. Suntem o echipă foarte unită. Am rămas mai mulți jucători care jucau titular și suntem o echipă foarte unită, că cei care au venit s-au acomodat foarte bine și rapid. Mai am câțiva jucători care încă nu i-a venit cartea verde sau nu știu exact, dar sper să cât mai repede și să fim bine la meciul următor. Doran Fiulop, cel care a marcat golul Botoșanului de astăzi, o să revedem. Mie mi se pare că e și o greșeală a lui Arlauskis la această reușită a lui Fiulop. O să revedem golul, dar oricum a mai fost surprins odată apărarea CFR-ului tot de Loran Fiulop și a lăsat impresia că e o apărare mai fragilă parcă decât în sezonul trecut. Ok, e un singur meci, dar ce am văzut astăzi? Da, și mi s-a părut că CFR-ul vrea neapărat să-și țintuiască adversarul acolo în care insistă mult cu atacurile poziționale, dar a riscat în a doua parte ai pentru că a lăsat spațiu. Liber aici pe stânga. Da. Și nu doar la faza Roman, asta, Vlad, la faza golului. Și apoi golului. O greșeală a lui Arlauskis, da. Exact, aici vedem golul și trebuie să ne gândim mai mult la el, pentru că ăsta, acest gol a adus egalarea pentru Botoșan și punctul. Poate fi și greșeala lui Arlauskis aici, dar mai degrabă m-aș gândi la spațiile pe care le-a lăsat CFR-ul, da, în a doua repriză, spații, multe mai contraatacuri periculoase și multe spații pentru FC Botoșan prea generoase. O echipă mai mare poate chiar câștiga, da, în a doua parte, la cum au stat lucrurile. Să vedem cum a văzut Mario Camora din teren. Bună seara, Mario, rezultat nedrept în seara asta. Bună seara.
echipă meritată, clar, viitor. Dar, din păcate, au avut câteva ocazii, noi nu a dat gol. Și asta este. A fost odată, cred, odată în poarta noastră și făcut egal. Dar echipa aici, la repriză 2, nu a început bine. Începutul a fost o echipă mole și nu a început la fel ca prima repriză, cu un pressing sus, m-a dormit un pic și să plătesc. Care ar fi cauzele? De ce nu ați început la fel de bine și repriza a doua? Mai să vorbim noi acolo în Vișcear și să vedem ce s-a întâmplat, de ce echipa a intrat așa. Nu a fost ce a cerut Misa. Misa a cerut să intrăm la fel de bine cum la prima repriză, cu pressing sus, atac, să facem a doua gol și să închidem meci. Dar adevărul e că echipa nu a intrat bine, dar asta este, cum e să ne odihnim. Și în trecut a început la fel cu Botoșan, cu egal, și a luat titlul. Sperăm să fie la fel, că marți deja nu avem mult timp. Să ne uităm deja, să pregătim meci cu mamă, că avem un meci important marți și să ne odihnim, să ajungem la meci 100%. E posibil ca acest rezultat de egalitate să fi venit și pentru faptul că poate v-ați gândit deja la meciul din Champions League? Sau unii dintre voi? Nu cred că echipa s-a gândit la Champions League. Noi știm că care e responsabilitatea noastră, suntem campioană România. Tot echipa 100% vrei să învinge pe campioane și noi vrem să demonstrăm mai mult de ce au fost campioni și vrem din nou la noastră acest titlu. Atunci să ne, cum am spus, să ne odihnim la început și să ajungem să facem un scor bun marți în fața suporterilor noastre, să avem din nou cupe europene la Cluj. Cât de important e, Mario, o participare în grupele unei competiții europene și dacă crezi că se poate realiza acest obiectiv în acest sezon? Normal că se poate, normal că se poate. Cred că să fie două meci echilibrat, dar noi putem să... Era adversarii mai grele, dar am o echipă bună, dar e o echipă pe care putem să ne batem. Atunci să ne gândim, e important cum celelalte întrebare, că e important pentru, primul rând, pentru club, pentru suporter, pentru jucător, să dai coată mult mai mare la jucător, la club, dar și pentru oraș. E important să vină mai mult echipă de străinătate, că să dăm CFR un numele mai sus la Europa și orașul Cluj-Napoca. Mario Camora, capitanul CFR-ului, vorbeam noi despre problemele din apărare din care face parte și Camora, care s-au văzut astăzi și parcă nu se vedeau în era Dan Petrescu, poate și pentru că apărarea nu era atât de expusă precum a fost astăzi, fiindcă CFR s-a aruncat în atac, chiar și după gol a vrut să mai înscrie, a încercat să joace combinativ, să aibă posesie și să-și creeze multe ocazii, dar atunci când Botoșani a mers pe contraatac au fost probleme mari. Da, și mie mi s-a părut că defensiva CFR-ului a fost lăsată cam singură în bătaia puștii. Aici cred că un indiciu edificator este faptul că domnul Iordănescu a schimbat 3 mijlocași în această seară. Și asta spune multe, lucrurile n-au funcționat atât de bine acolo în linia mediană. A fost și un joc așa plin de bravură, foarte tumultuos, foarte avântat în plan ofensiv, agresiv al CFR-ului și cred că acest lucru a dus și la ocaziile botoșănilor din a doua parte, mai degrabă incursiuni periculoase decât ocazii, pentru că la raportul șuturilor și la raportul ocazilor clar, aici lucrurile sunt clare, vin în favoarea CFR-ului. Da. Dar uite că n-au contat, a lipsit acea eficiență, dar ne amintim din nou de acel meci din ediția trecută, facem recurs la el, tot așa cu o remiză a început CFR și a câștigat titlul. Jocul a convins astăzi. Jocul nu arată rău. Jocul arăta mai bine ca în perioada Dan Petrescu. Rezultatul îți dă de mai gândit. Mai plăcut ochiului, dar iată, rezultatul e problema. Da. Și asta vreau să zic că poate Dan Petrescu și-a dat seama de faptul că acești fundași pe care i-are CFR-ul nu sunt atât de valoroși, să spun așa, sau atunci când sunt expuși pot să și greșească. Nu au viteză foarte bună aici. Mă refer la un Vinicius și Andrei Mureșan. Poate că nu sunt foarte buni din punctul ăsta de vedere și atunci nu vroia să-i expună. Da, n-ar trebui să-i pui în astfel de poziții pe acești fundași. Oricum, se poate întâmpla și la nivel mult mai mare. Dacă lași tot meciul expus și pe Rafa Varan, la un moment dat va greși. E inevitabil. Când vin 2-3 adversari peste tine, simplă pasă te-au scos din joc.
În schimb, Botoșaniul, cu chiu, cu vai, așa, însângerată, așa, a reușit să scoată un punct. Da, s-au mai calmat cetele de măciucare ale lui Ștefan cel Mare în a doua repriză, dar parcă a mai curs un pic de sânge, așa, cât să obțină o remiză. Și Pap, niște intervenții. Duritate extremă. Da, Pap le-a păpat un gol, dar apoi le-a păpat victoria celor de la CFR prin intervențiile providențiale pe care le-a avut. Într-adevăr, foarte bun. Miron și Burcă, cei doi apărători centrale ai Botoșanului, tot așa, eroici, luptători. Grecul din stânga, bun. Grecul foarte bun, da. Foarte bun, într-adevăr. Chiar zicea un nostru coleg la pe comentariu, Mădălin Egoiță, de faptul că n-a mai jucat de multă vreme, remarca acest lucru și chiar am fost atent la evoluția sa, a jucat bine. Da. Costel Nache, îl ascultăm și pe antrenorul Botoșanului. Obiectiv îndeplinit, așa, în prima etapă, nu? Da, n-am făcut un joc spectaculos. Am văzut un adversar cu un ritm de joc mai bun decât a nostru. E și normal, au început și pregătirea mult mai devreme. Au avut deja un joc oficial, dar cred că merităm punctul ăsta pentru că jucătorii au crezut, au fost motivați pe teren în repriza a doua cel puțin și am văzut o organizare de joc din partea lor. Da, cu puțină șansă puteam să și câștigăm, poate nedrept, spun, pentru că adversarul și-a creat numeroase ocazii, dar rămâne punctul care să ne aducă încredere pentru perspectivă. 11 noi jucători în această vară, 5 dintre ei au fost în lot astăzi. Cât de greu vă este să omogenizați acest lot de jucători? Încercăm să facem pașii rapid. Asta înseamnă să interacționăm, să comunicăm, să creăm o atmosferă bună de lucru, pentru că lucrurile astea atunci îți dau și încredere și potențialul crește foarte rapid. Nu e chiar foarte ușor, nu e nici foarte convenabil, dar e meseria pe care ne-am ales-o și trebuie să găsim soluții pentru fiecare situație. E bine că am început promițător pentru că asta dă încredere grupului și atunci ceea ce discutăm, ceea ce încercăm să antrenăm va fi consolidat cu mai multă încredere. Întrebare inevitabilă. Trage Botoșanul la play-off anul ăsta? În mod normal ar trebui să avem o progresie în planurile pe care le facem sau în obiectivele pe care ni le propunem. Dacă anul trecut am fost foarte aproape, anul ăsta cu siguranță că e bine să ne propunem lucrul ăsta, dar e important să ne facem un punct de vedere și față de competitorii sau partenerii noștri de întrecere. Adică în momentul ăsta noi ne cunoaștem bine, dar nu știm ceilalți competitori. E normal să ne propunem asta, dar nu știm dacă suntem încă pregătiți. Încercăm să depășim performanța de anul trecut. Cum e Marius Croitoru ca manager sportiv? Pentru că ca și fotbalist îl cunoaștem. Marius e într-o postură nouă. E foarte agitat, e foarte preocupat de ceea ce are de făcut. E deschis, e foarte muncitor. Are ghinionul că m-a găsit pe mine, eu sunt destul de atent la detalii și atunci el are foarte mult de muncă. Sper să înțeleagă lucrul. Da, cu siguranță. Cu toții trebuie să ajutăm când cineva vine într-un mediu nou sau într-o meserie nouă. Are calitate pentru și abilități, competențe pentru așa ceva, îi văd un viitor frumos. Acum nu știu el ce o să-și aleagă, dar din punctul nostru de vedere are sprijinul total. Și încă o dată, mulți felicitări. Da, mulțumim. Costel Nache a început cu un egal, dar nu cred că e foarte bucuros de ce a văzut astăzi, de jocul etalat de echipa sa. Acum e clar că în primele etape toată lumea o să-și dorească play-off-ul. Despre asta se va vorbi la toate echipele. Cine să-și dorească play-off, trebuie să fie nebun. Numai să mai și poți să ajungi acolo. Da, se întâmplă acest lucru de fiecare dată în Liga 1, de când s-a implementat acest sezon. Da. Toată lumea, până își lămurește situația, își dorește play-off-ul. Maxim. Da, optimist maxim, exact, mai ales după prima etapă. Nebazat pe lucruri reale la unele acum echipe. Acum se bazează pe această remiză cei de la Botoșani, să spunem, ar putea să invoce acest lucru. A, așa ca lot mi s-a părut destul de slăbuț pe ce Botoșani, mai slab lotul decât în sezonul trecut. Da, ar fi opțiunile de pe denotat, bancă, într-adevăr, venirea acestui grec, să spunem, l-am lăudat deja. Asta, da. E doar grecul. Un meci, îl mai așteptăm. Și Roman în atac, și poate fi un plus. Revenirea lui Philip.
jucătorul care, să ne amintim, dădea gol după gol în momentul în care s-a accidentat foarte grav. Revenirea după accidentare. Și greu apoi a intrat în joc. Acum marchează și îi urăm succes în continuare. E un tânăr fotbalist. Dea că vorbește și el, să-l ascultăm. Bună seara! Se putea fi mai bună această seară, Cipri? Doar un punct cu face Botoșani în prima etapă. Da, bună seara. Normal că se putea mai bine. Am marcat primii, am controlat jocul. Din păcate am primit gol destul de repede pe începutul reprizei a doua. Am încercat să presăm, ne-am creat ocazii, dar din păcate nu am reușit să câștigăm cele trei puncte. Poți să ne dai o explicație? V-ați pierdut puțin în detalii acolo în față. Explicație? Ce explicație? Ați văzut și noastră. Am presat, am vrut, am fost acolo. Câteodată în fotbal nu îți iasă tot ce vrei și tot ce îți propui. Dar nu s-a pierdut nimic. Dacă ne amintim bine, și campionatul trecut am început tot cu o remiză și tot cu FC Botoșani. Se simte oarecare oboseală? Știu, a fost vacanța, apoi meciul de Supercupă. Oboseală nu, pentru că e început de campionat. E clar, se simte că nu avem rind de joc, mai avem nevoie de meciuri în picioare și eu cred că echipa va arăta mult mai bine în viitor. Încă de la meciul de marți cu Malmo? Trebuie, nu mai avem timp de pierdut. Avem marți un meci foarte dificil pe care ar trebui să-l câștigăm și să trecem în turul următor. Ar fi bine pentru România, pentru toată lumea. Crezi că o echipă din România mai poate ajunge în grupele unei competiții continentale, mai exact în grupele Ligii Campionilor? Hai să vedem. De ce nu? Nu cred că suntem așa slabi pe cât crede lumea. Vom vedea marți. Întâlnim un adversar bun, un adversar care are experiență în cupele europene și vom vedea exact la ce nivel suntem. Viitorul tău după meciurile din preliminari, nu? Da. Viitorul meu. Viitorul meu este aici. Am contract cu CFR-ul. Gândul meu este doar aici și sincer sunt puțin supărat pentru că îmi doream foarte mult să începem cu dreptul. Nu s-a putut. Asta e, în fotbal e bine că următorul meci e destul de repede și va trebui începând de mâine să uităm acest meci. Dea că s-a vorbit că ar putea merge alături de Dan Petrescu în China, dar să înțeleg că nu se mai poate. S-a încheiat campania de transferuri acolo în China și cam ăștia sunt chinezii care se vor duela. Crezi că îl afectează asta pe Dea la vârsta lui, că n-a prins un ultim tren către China cu bani mulți? Cred, pentru că l-a prins niște contracte foarte favorabile, foarte bănoase la... În Kazahstan. Da, în Asia, în Kazahstan, și nu cred că e neapărat dezamăgit. Aici are șansa să ajungă cu CFR din nou în grupele unei competiții europene. El a mai jucat alături de clujeni în Liga Campionilor, se știe acest lucru, dar mă gândeam la faptul că e bine pentru CFR că a reușit să-i păstreze pe acești fotbaliști. Mă gândesc la Țucudean, la Dea, la Manea, jucătorii care... despre care se vorbea că vor pleca, dar apoi ce se întâmplă față de ediția trecută, acum vor juca și în cupele europene aceiași fotbaliști. Deci se schimbă două lucruri la CFR. Programul va fi infernal pentru acești jucători, care oricum păreau obosiți și spre finalul campionatului trecut, fiind angrenați doar în campionat. Amintește-ți? Se vorbea de CFR, da, că e o echipă îmbătrânită, e o echipă bătrână, se vorbea apoi, în trecut. Va fi mulat și pe un alt stil. Va alerga mai mult mingea la CFR, asta se vrea. Să vedem dacă acești fotbaliști sunt capabili, se emulează pe acest stil. Teoretic îi ajută acest lucru, că nu aleargă ei atât de mult. Așa este, așa este. Dar să vedem dacă vor intra în joc mai des și mai lat, Ioniță, Costache, în acest context. Ar cam trebui. Fotbaliști parcă mai potriviți pentru un astfel de joc. O problemă cu care cred că se confruntă Edi Ordănescu acum, jucătorii veniți în vară, jucătorii noi, nu sunt la un potențial optim ca să joace. Au intrat pe final, a circulat Mate și italianul de Luca, dar câteva minute așa ca să bifeze un meci. Deci nu sunt jucători pe care să te poți baza
încă de pe acum. Asta e o mare problemă, dar se întâlnește atunci când iei jucători gratis. Cam toți pățesc așa în fotbal românesc până la urmă. Da, așa este. Și amintește-ți ce spunea și Edi Ordănescu la finalul cantonamentului. Se plângea de faptul că acești fotbaliști, aceste întăriri, au venit prea târziu în cantonament. Da. Jucătorii nu prea sunt pregătiți, cei care au fost aduși. Asta acum e poveste veche. E poveste veche, fotbal, da. Exact, în fotbal echipele românesc, la aproape toate echipele. Deci, îi mai așteptăm pe acest pauză fotbal și revenim imediat. Mai avem reacții din gură. Îl așteptăm și pe Edi Ordănescu.